Indiferent de ce colț de lume am discuta, toți locuitorii acestei planete au un aliment de bază. Acesta este un aliment care constituie partea dominantă a regimului alimentar al unei populații. Alimentele de bază sunt consumate în mod regulat, chiar zilnic, și asigură o proporție majoră din necesarul de energie și nutriție al unei persoane. În cazul de față, discutăm despre cel mai consumat aliment din lume, pe care miliarde de oameni îl mănâncă. În concluzie, îl putem denumi aliment de bază. Pe baza cercetărilor realizate de specialiștii din domeniul alimentar, alimentul sau alimentele de bază diferă de la o populație la alta. Acest lucru se datorează mai ales cantității și a surselor de hrană disponibile. Cele mai multe alimente de bază sunt alimentele ieftine, pe bază de plante. Acestea sunt de obicei pline de calorii pentru energie. Cerealele și tuberculii sunt cele mai comune alimente de bază. Este una dintre concluziile studiilor din ultimii ani. Datele recente arată faptul că în lume există peste 50.000 de plante comestibile, dar doar 15 dintre ele asigură 90% din aportul energetic alimentar mondial. Orezul, porumbul și grâul reprezintă 2/3 din această cantitate. Alimentele de bază depind în mod tradițional de plantele native dintr-o regiune. Cu toate acestea, odată cu îmbunătățirea agriculturii, a depozitării alimentelor și a transportului, unele alimente de bază se pot schimba. De exemplu, în insulele din Pacificul de Sud, rădăcinile și tuberculii, cum ar fi taro, sunt alimente de bază tradiționale. Cu toate acestea, din 1970, consumul acestora a scăzut. Alimentele care erau specifice unei regiuni devin populare în regiuni în care acestea nu cresc în mod tradițional. Quinoa, de exemplu, este o plantă asemănătoare cerealelor, care este cultivată în zona înaltă a munților Anzi din America de Sud. Astăzi, quinoa este populară mult în afara Americii Latine, dar toate datele statistice au dat un alt aliment pe bază de plante ca fiind cel mai consumat aliment din lume. Asta poate și datorită faptului că este consumat de milioane de oameni, relatează playtech.ro.